Avem prima reacție a jandarmeriței prinsă cu droguri în geantă în timp ce se întorcea de la o petrecere. Tânăra spune că nu are nicio vină și că pliculețele confiscate de polițiști nu îi aparțineau. Rezultatele expertizei vor arăta dacă într-adevăr este vorba despre cocaină. Între timp, jandarmerița este cercetată de superior, de altfel pe durata anchetei aceasta se află în concediu de odihnă, fiind consiliată și de un psiholog. Tot ceea ce pot să vă spun este că doar am fost omul nepotrivit în momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vină. Nu au fost ale mele. Au fost ale unei persoane care mi-a transmis un alt fapt. M-a rugat să îi țin niște bani, atâta tot. Nu am avut idee de ceea ce se întâmplă.